trage. În peștere s-a născut și nesea fostul capitolul noastră mântuire. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Darul și binecuvântarea pentru vremurile să se coboare peste voi toți cu al săvar, cu al săi de oameni, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Mulțumim copilașilor, vestitorii, marele eveniment al cerului și al pământului, nașterea Domnului și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Preacucernice Părinte Consilier, preacuvioase maici, distinse domnule primar, preacucernice părinți, distinși invitați. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată-ne pe fiecare dintre noi, ajungi pe această cale Apostolului către întâlnirea tainică cu Fiul lui Dumnezeu, cu pruncul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se va naște în creșterea din Betleem pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ne-am primit sufletele, ne-am primit casa în care sperăm ca și Mântuitorul să poposească pentru câteva clipe și să ne sfințească sufletul, trupurile și viața noastră. Se apropie Crăciunul. O sărbătoare atât de iubită și de așteptată de către toți. Indiferent de vârstă, copii sau vârstnici, Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei. Crăciunul este o sărbătoare care, păcat totuși, zic eu, ne îndeamnă să fim mai buni, să vedem durerile de cazurile apropiaților noștri, a fraților noștri. Și cu toate acestea trebuie să profităm de fiecare moment de bunătate care se revarsă din sufletele noastre. Putem vorbi mult despre această sărbătoare, dar în cele ce urmează am să dau cuvânt unei prezentări deosebite a acestei mari sărbători, așezată atât de frumos în versuri de către înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Paradoxul istoriei, în timp ce la Roma, în vremea aceea, Iulius Octavianus Augustus se numea pe sine Dumnezeu Pontifax Maximus, în peștera din Betleem, la primirea premiei, Dumnezeu se face om. Poemul se intitulează Crăciunul. Crăciunul este casa pâinii unde se naște pâinea vieții, dar e și peștera din care răsare steaua dimineții. Crăciunul este sărbătoarea cu limbi divin împodobită, unde vedem lumina lumii din firea lui Hristos ieșită. Crăciunul este insidia ce se coboară limbi din cer, prin ea creațiunea întreagă înlăbită în mister. Crăciunul este bucuria unui copil înscăldătoare, zâmbetul care revine pe chipul mamei născătoare. Crăciunul e Părintătorul ce pleacă în lume să vestească pe Maica Domnului Fecioara venind la tine ca să nască. Crăciunul este legământul pecetuit de Duhul Sfânt, cum curcubeul după ploaie unește cerul de pământ. Crăciunul este garanția că raiul veșnic s-a deschis, iar cel căzut din har odată se regăsește în paradis. Crăciunul nu-i bracul cel verde, împodobit cu măiestrie, dacă rămâi doar la aceasta, fără să te duci la liturghie. Crăciunul nu-i nici moșul care prin born a coborât în casă, dacă în casa subtoasă nu ai și un sărac la masă. Crăciunul nu se regăsește pe străzi aprinse maestos, dacă lumina lor ignoră lumina lina lui Hristos. Crăciunul nu-i nici cum mâncarea cea abundent se pregătește, dacă niciunul dintre casnici nu merge și se împărtășește. Crăciunul nu-și găsește locul în casa unde locuiește, dacă nu i-a avut cu cinste icoana lui
nu se împlinește doar în tradiție femeie, dar nu-i descoperă sensul și calea lui spre înviere. Români plecați pe tot pământul, dar fiii unui neam străbun, părinții voștri vă așteaptă măcar în ziua de Crăciun. Mulțumim în al treilea Sfințitului pentru binecuvântare și pentru sprijin în organizarea acestui eveniment deosebit. Mulțumim încă de la început domnului primar Adrian Ciobanu pentru sprijinul necondiționat. Mulțumim Consiliul Local al Primăriei Cordun și preacucenților preoți slujitori la această biserică. Încă de la început vă avertizez că o să avem o noapte deosebită, o seară frumoasă, aici în Casa Pâinii, în biserica din satul nostru. Avem patru corale deosebite, dar pentru început aș vrea să invit aici, în fața dumneavoastră, copiii de la Școala Generală din Cordun, care vor vesti cu glasurile lor atât de curate, line și cristaline, așa cum știu ei, venirea Duhului Mântuitorului nostru Iisus Hristos în peștera din Betlehem. Vă invităm în față! Thank you.
sufletele noastre s-au aprins, chiar dacă la marele Cordun de moase, ne-ați aprins din nou flacăra credinței și a dragostei. Vă mulțumim din suflet. Am întrebat acolo pe partea noastră tuturor, o să primiți fiecare. Și bineînțeles, dăm domnului profesor aici, un plicut, ceva fărișor, dar nu pentru dumneavoastră, că nu dăm minte. E pentru copilul dumneavoastră, o să-i împărțiți fiecare. Da? Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Da, da. Încă o dată vreau să mulțumesc distinsă doamnișoare, directora școlii Cordun, cu care am colucrat foarte bine pentru organizarea acestui eveniment deosebit. Mulțumim și copiilor și vă așteptăm în ziua de Crăciun la biserică. În cele ce urmează, începem cu Artileria Grea. Avem o corală deosebită, o corală care are un palmares nenumărate premii și suntem onorați ca în această seară să-i avem aici, în mijlocul nostru, pe cei care formează corala psaltică Filomenos. Corala Filomenos s-a născut și s-a înființat în anul 2007 cu binecuvântarea Maturii Asfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la inițiativa doamnei preotese, profesor Paula Caudin și a părintelui Petrie Caudin, iar din anul 2013 dă răspunsul la Sfânta Bisericii Voie Fătale, Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Iborzești. Corul este alcătuit din tineri, în mare parte elevi sau studenți, la liceele și facultățile cu profil real, fără studii ideologi sau muzicale, dar repumiți de dragostea față de muzica psaltică, singura muzică compusă sub inspirație divină. Obiectivul principal al grupului este unul misionar, dorind să scoată la iveală cât mai mult cu putință acest mare dezavru al bisericii noastre, muzica psaltică. Vă rugăm! Preacucernici părinți, preacuvioase maici și drept măritori creștini, Hristos se naște, slăviție! Bine ați venit în odihnii bugetele cu glândurile de bunia nașterii Domnului pe merosul colindelor unde, în locul unei teologii savante, vom găsi intuiția clară și sigură a adevărurilor fundamentale ale creștinismului.
toate, la mulți ani cu sănătate! Bună veste, gază în casă, Domnului, Domn de-al nostru! Bună veste, gază în casă! Să trăiți, voi juri frumoși, Domnului, Domn de-al nostru! Să trăiți, voi juri frumoși! Colinde la
dumneavoastră, să-l primiți cu bucurie și cu folos să vă fie. La hotărășesc al onorărului domnului, boierii s-au strâns la boierii, s-au strâns la, dar vorba de cine este rărului domnului, de Iisus născut în ei, Iisus născut în ei, să-și plecă în Domn cel Sfânt, rărului domnului, de la Să cină, în gatul Domnului.
cele mai părinte, Petrică, Caudici. Vă mulțumim din suflet. Ne-ați făcut o bucurie imensă în această seară. Ne simțim onorați de prezența dumneavoastră și din partea noastră, sprijinul primăriei, încercăm să vă îndulcim și noi, așa cum avem în măcar cu câteva duceri, și vă dorim și noi cum se cade în locuitori un plicul de sus. Vă mulțumim din suflet și drum bun către Onești. Mulțumim în numele tuturor. Urmează o corală bărbătească de această dată. Diaconi, arhidiaconi ai Catedralei Arhiepiscopale din Roma. Această corală a venit în această seară în fața dumneavoastră împreună cu Părintele Andrei, Marele Eclesiar al Catedralei, căruia îi mulțumim foarte mult. Această corală deosebită este compusă din părinții arhidiaconi Giovanni Ioan, arhidiaconul Nectarie Eftimie, arhidiaconul Samuel Vlad, arhidiaconul Grigoraș Alexandru, arhidiaconul Prisecaru Marius, diaconul Pavel Petru și diaconul Chelaru Bogdan. Să-i ascultăm! Și de soare.
Doamne, milostiv Părinte, te așteptăm în sărbători, să ne aduci daruri sfinte, ca-am sfântit în inimi flori. Iisus, Domn prea bun, să ai cu noi de Crăciun. Am făcut curat Oh,
al cărui
de excelență este conferit de suita de premii obținută în cadrul Olimpiadelor Naționale Corale pe parcursul ultimilor 26 de ani. La conducerea muzicală a corului Laudamus, format de elevi seminariști romașcani, se află maestrul Gheorghe Goza, neobosit formator de caracter și deschizător de orizonturi culturale noi pentru ucenicii săi. Având în vedere experiența a 10 de ani la concursul și la conducerea unei alte instituții de învățământ din partea noastră, Liceul de Arte Gheorghe Apostol din Bacău, precum și altor proiecte de amvergură în muzica polifonică, domnul profesor a excelat în activitatea sa, mărturie stând o statistică fără echivoc. Din 8 olimpiade corale naționale la care corul semnalului Romașcan a ajuns să concureze sub bagheta sa, după funcțiile ca unie ale fazelor zonale, în 7 rânduri s-au obținut locurile întâi sau a doilea la faza națională, cea mai recentă performanță fiind obținută în anul acesta, locul al doilea la Olimpiada Națională Corală la Târgoviște. Vă mulțumim frumos că în această seară sunteți aici alături de noi. Vă rugăm! Fiind încă sub emoția anului centenar, vă rugăm să ne ascultați simțămintele noastre de drag și unitate națională. Vom începe cu un cântec patriotic, Suntem români mereu, după care vom încerca să trecem la ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră în special, un mic cant de colinde tradiționale românești. Suntem români mereu, la bine și la rău, români de 2000 de ani. Noi am trăit ca frații, alături cu carpații, și n-am pus lipsă de
Aceasta este țărișoara noastră, ceea ce ați auzit. Dumnezeu ne l-a ales. S-o păstrăm așa cum ne-a dat Dumnezeu și strămoșii noștri. La mulți ani pentru România noastră. Îngerul păstorilor a strigat. Îngerul păstorilor a strigat, a strigat. Astăzi nouă s-a născut Domnul cel fără de început, în orașul Betleem, veniți creștini să-l vedem. În ieslea din Betleem. No!
și pentru că vor fi prezenți aici spre bucuria lor, un colind pentru ei. Astăzi s-a născut Hristos. E ca ei îl cântă cu siguranță. Thank you.
și-a trebuit potrivindu dările în seara aceasta au vestit nașterea trupului
Hristos. Părinte protopop, vă mulțumim foarte mult pentru frumoasă seară, o binecuvântare de la Dumnezeu, o inițiativă, aș putea să spun, inspirată de la Duhul Sfânt, ca această frumoasă biserică, iată, s-a transformat în peștera de la Betleem, care să căsluiască coralele care ne-au încântat în seara aceasta, prin numărul mare de credincioși care ați participat, și o inițiativă duhovnicească, în primul rând, iată, ne-a transpus și ne-a dus spre cărarea, spre Betleem, unde s-a născut Hristos, o inițiativă pe care suntem încredințați de binecuvântarea dumneavoastră Sfântului Părinte Ioachim, arhipăstorul nostru care ne-a binecuvântat și care va binecuvânta să realizați această frumoasă seară de binecuvântare, această seară deja am putea spune că noi am primit nașterea lui Hristos, așteptăm acum și icoana, așteptăm și preotul care ne va vizita casele, așteptăm și bucuria clinchetului, colintelor, a clopoțelului, a timpului liturgic și spațiile pe care Dumnezeu ne-l sfințește și sfințirea aceasta a tuturor celor care ne-au colindat. Aplauze tuturor! Și familie să devină un Betleem. Amin. Vă mulțumim. Mulțumim pentru prezență și pentru cuvântul de folos. În cele ce urmează, aș vrea să mulțumesc celor care m-au sprijinit în organizarea acestui eveniment deosebit. Mulțumim în altul Sfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Roman și Bacăului pentru binecuvântare și părintească aici. Mulțumim domnului primar Adrian Ciobanu, fără sprijinul acestuia nu puteam să realizăm tot ceea ce am realizat. Mulțumim Consiliul Local al Primăriei Cordun, mulțumim Prischerul Roman pentru că ne-a sprijinit să aducem aici acești colindători deosebit. Mulțumim tuturor și acum, la final, înainte să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, după ce ieșim din biserică, în casa de prăznuire, unde am pregătit și o gustare, că știu că am tras de dumneavoastră aici o oră jumătate și poate ați rămânțit. Deci vă invităm pe toți în casa de prăznuire, avem un bufet suedez, să nu ne fie rușine. Așa acolo putem să discutăm, să comentăm tot ceea ce am auzit în țara aceasta. Sărbători fericite, Crăciun fericit și Doamne ajută! Acum, am o rugăminte la dumneavoastră. Am avut atâtea cete de colindători. Haideți să-i colindăm și pe ei și împreună cu ei. O să cântăm colindul orice veste minunată. Cu toți! Oh!
vă rugăm acum să mai zăboviți două minute, ascultând un colind pe care noi, corul Laudamus, cântăm cu multă bucurie. Și bucuria aceasta vrem să vă transmiteți și să rămânem în sufletele dumneavoastră și să plecați cu ea acasă. Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroasă sărbători de iarnă. Mari ninsori pe noi să se aștearnă, thank you.